de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și strește mora. Bine ați venit la cafea. Mesagerul de neamț, știri din neamț. Astăzi, după o pauză de o zi, revenim cu cafeaua și încercăm pentru dumneavoastră să vedem un pic care este situația în județul Neamț, apropo de relaxare, vaccinare și alte chestii de genul acesta, pentru că ați văzut pe plan național, a ieșit Ministrul Sănătății și într-un interviu a spus câteva lucruri demne de a fi din când în când reamintite. 1. Că avem o campanie de vaccinare care bate pasul pe loc, deoarece a început să vorbească despre relaxare și în mediul rural, spune domnia sa, populația care nu e vaccinată nu mai are niciun fel de motiv ca să se vaccineze. Într-o luare de poziție cu multă ironie, după părerea mea, domnul Rafila spunea că domnul Gheorghiță, dacă nu știți cine e domnul Gheorghiță, e Gheorghiță cel cu campania de vaccinare, ar putea să organizeze caravane, ceea ce ar fi foarte bine. Acum mă gândesc dacă caravanele astea erau precum caravanele din timpul comunismului, când mergeau la țară și puneau filme la oameni în căminul cultural. Problema e că acum nu știu dacă mai au cămine culturale peste tot și nu știm dacă mai se duce lumea la film. Da, asta e. Domnul Rafila spunea că există discuții ca vaccinul să fie făcut de acum doar de medicii de familie pe măsură ce se închid centrele de vaccinare. Pentru că în teritoriu mâna în armată a celor de la București în această problemă este DSP-ul. Vreau să vorbim foarte scurt, foarte pe scurt, cu directorul DSP Neamț, Radu Firăstrău, despre care sunt trendurile în județul Neamț apropo de vaccinare. Bineînțeles, dacă reușim să luăm legătura cu domnul Radu Firăstrău, cu telefoanele din ziua de astăzi, e din ce în ce mai greu. Spune aici utilizator ocupat, dar mai încercăm o dată să vedem. Dacă reușim. Alo? Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața, domnul Bănănescu! Cafeaua vă așteaptă virtual. Am început emisiunea și am spus așa că domnul ministru Rafila ne-a informat că e destul de greu de revitalizat campania de vaccinare și că există posibilitatea ca vaccinul într-un viitor apropiat să fie făcut doar de către medicul de familie pe măsură ce se închid centrele de vaccinare. Am vrut să discutăm cu dumneavoastră pentru că știți situația din teritoriu poate chiar mai bine decât cei de la guvern. Care este situația în Neamț în acest moment, domnul director? Dați-mi voie, în primul rând, să le spun bună dimineața și să-i salut pe toți cei care ne urmăresc în acest moment. Am pregătit niște date de la nivelul județului Neamț, din datele prelucrate în ultima săptămână. Clar, observăm că numărul de cazuri noi confirmate are un trend descendent. Avem în ultima săptămână 1337 de cazuri, din 8500 de teste. Gradul de pozitivare este de asemenea în scădere în această săptămână, și anume 18% din totalul numărul de teste. Dacă facem o comparație cu sfârșitul lunii ianuarie, acest grad de pozitivare era undeva la 31%. Vreau să reamintesc faptul că 112 medici de familie au încheiat contracte cu Casa de Asigurare de Sănătate Neamț pentru testarea rapidă antigen și, de asemenea, persoanele cu simptome se pot testa cu
cu teste rapide în 9 centre de permanență din județul nostru. Incidența cazurilor la nivel județean este de asemenea în scădere. Ieri cifra era de 7,8 cazuri la 1000 de locuitori. Dar situația în spitale este în continuare destul de serioasă, după părerea mea. După cum știți, există un decalaj între cazuistică și ceea ce se întâmplă în spitale și mai ales în ATI. Pacienții de astăzi din ATI, de fapt, sunt o consecință a ceea ce s-a întâmplat în săptămânile trecute. Da. Exact, exact. Numărul de persoane internate în spital este totuși în scădere, dar cifra este de aproximativ 270 de persoane, dintre care jumătate au forme severe și medii. Deci fac precizarea că după ce discut cu dumneavoastră, vom încerca să intrăm în direct și cu directorul spitalului de la Piatra Neamț, să vedem un pic care este situația în spital, pentru că, într-adevăr, există acest decalaj și de aceea situațiile astea nu întotdeauna reflectă, ca să spunem așa, situația epidemiologică din momentul respectiv. Reflectă ceea ce s-a întâmplat cu câteva zile înainte. Bun, acum, vă rog. Vă pot spune și eu, la nivelul zilei de ieri, existau în Neamț 20 de persoane internate la ATI, 15 la Piatra Neamț și 5 la Roman. Deci aproape de capacitate, ca să spun așa. Aproape de capacitatea maximă, de aceea am spus că lucrurile sunt destul de serioase la nivel de spital. De asemenea, numărul deceselor este în continuare ridicat și chiar în creștere. În ultimele 7 zile au decedat 25 de persoane. Atâta timp cât avem pacienți internați în ATI, cu siguranță vor exista și decese. Vreau să vorbim puțin și despre cele 3 centre de evaluare care și-au început activitatea la sfârșitul lunii ianuarie. În aceste centre au fost evaluate 108 persoane, dintre care 37 au primit tratament antiviral. Despre vaccinare, m-ați întrebat mai devreme. Într-adevăr, numărul vaccinărilor este limpede pentru toată lumea, este în scădere. Săptămâna trecută, fiind administrate puțin peste 1100 de doze. Îmi amintesc de zilele când erau administrate peste 3500 de doze pe zi. Aceasta este cifra pe care v-am dat. Deci erau administrate 1000 de doze, dar câte dintre ele erau, ca să spunem așa, la persoane care nu s-au mai vaccinat până acum? Nu am cifra exactă. Acesta este numărul total de doze, cei care făceau doza 1, doza 2 și doza 3. După emisiune o să vă pregătesc și cifra, vă rog, și vă rog. Am să vă dau. Evident că în acest context s-au închis centre de vaccinare. La începutul anului trecut erau deschise 21 de centre de vaccinare. Acum, la 1 februarie, am mai închis 5 centre și din data de 18 vor suspenda activitatea încă alte 3 centre. Practic vom rămâne doar în zona urbană mare din județ. Vom rămâne cu centre în Roman, Târgu Neamț, Săvinești și Piatra Neamț, cu cele două centre de la piață și de la liceul economic. Da, dar rămân medicii de familie, nu? Exact, exact. Reamintesc faptul că doritorii se pot vaccina în continuare la medicii de familie. Sunt aproximativ 100 de medici de familie care vaccinează și au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Neamț. Intenția Ministerului este de a introduce vaccinarea anticovid în programul național mare de vaccinare. Adică ne vom vaccina anticovid într-un mod similar cum o facem cu vaccinul antigripal, ca să dau un exemplu. Da, cu condiția să avem medici care să o facă și să avem și vaccinuri. Că noi acum aruncăm la nivel național foarte multe vaccinuri, se pare. Dacă am înțeles eu bine. Așa este. Politica este să vaccinăm. Nu contează dacă desfacem un flacon doar pentru o singură persoană. Politica este să vaccinăm fiecare persoană care își dorește și se prezintă pentru vaccinare. Mai am o veste pentru nemțeni și anume
Vom da un comunicat în legătură cu acest subiect spre sfârșitul săptămânii, vineri sau chiar sâmbătă, în care vom oferi cifre exacte, dar vor fi primite etichete de masă. Le vom distribui către cetățeni, probabil începând cu luni, 21 februarie. Pentru ce? Tot pentru cei care s-au vaccinat de la 3 septembrie cu o schemă completă de vaccinare. A fost acea ordonanță de urgență care a fost gândită ca un stimulent pentru cetățeni, pentru a-i convinge să se vaccineze sau pentru nehotărâți, pentru cei care doreau să se vaccineze. Da, deci o stimulare. Exact, acest lucru se va întâmpla, așa cum am spus, începând cu data de 21 februarie, dar de această dată avem tichete de vaccinare pentru absolut toate persoanele care s-au vaccinat după data de 3 septembrie cu schemă completă. Deci față de celelalte dăți în care au venit în tranșe aceste etichete, acum vom acoperi absolut pe toată lumea până la zi. Deci eu sfătuiesc că populația județului Neamț să nu se mai îngrămădească la cozi din prima zi. Dar bun, de unde se pot ele ridica? Dacă centrele de vaccinare se desfințează, de unde vor putea fi ridicate? Vom fi ajutați aici de către primăriile, de către OAT-urile din localitățile respective. Acolo unde s-au închis centrele, vom distribui către primărie, ei la rândul lor vor distribui mai departe către cetățeni. Da, așa parcă merge mai ușor decât cum era data trecută, când se dădea senzația că e înghesuială pentru că nu ar fi fost, cum să spun eu, o organizare, nu știu, adecvată. Da. Din păcate a existat această regulă, primul venit, primul servit, cantitatea fiind limitată, de aceea se formau și aceste cozi. Da. Și, într-adevăr. Spuneți-mi un pic, să nu uit să fac o remarcă, și aici cu tichetele, ca și decalajul ăsta între situația la zi pe care o avem apropo de persoane și situația din ATI, decalată. Adică se tichetele acum, da. Iar între timp Ministrul Sănătății tocmai a spus că nu crede că va mai continua această campanie cu tichetele pentru că s-a dovedit a fi ineficientă. Bun, haideți să discutăm un pic. Oficial ați fost anunțați cumva despre o posibilă ridicare a restricțiilor? Oficial nu am fost anunțat de acest lucru, dar cifrele arată că am intrat pe un trend descendent clar, așa cum am mai spus-o, dar pandemia nu este la final. Ridicarea restricțiilor depinde în mod direct de scăderea numărului de persoane care sunt internate, dar mai ales despre scăderea numărului de pacienți, așa cum am spus mai devreme, internați în secțiile de terapie intensivă. Desigur, specialiștii încep să pronunțe un cuvânt care ne place nouă tuturor și anume cuvântul endemic. Dacă pandemia intră într-o fază endemică, asta înseamnă că virusul va continua să existe printre noi, dar va produce efecte mult mai puțin grave decât o face acum. Să sperăm că acest lucru se va întâmpla cât mai repede. Cu toții ne dorim să revenim la normalitate. Da. Eu vă mulțumesc pentru intervenție și pentru știrea privind acele etichete care se vor transmite celor care beneficiază de ele, îndeplinesc condițiile, beneficieze de ele începând cu data de 21, parcă ați spus, da? 21 februarie, da. Va începe distribuția acestea. Și, ce să zic, așteptăm să ridice restricțiile, dar nu artificial, să se ridice restricțiile atunci când situația va fi cu adevărat, cum se spune, adecvată pentru așa ceva. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, spor la treabă. Și eu, la revedere. A fost Radu Ferăstrău, directorul DSP Neamț. El a amintit, dacă de obicei în România, ultimii care află despre hotărâți sunt cei din teritoriu. Se hotărăște undeva acolo sus o chestie, zice gata, ridicăm restricțiile, gata, punem, ba nu, facem, prelungim starea de asediu, de alertă, de ce mai vreți dumneavoastră, de război încă nu, asta numai la ucrainieni. Da, să vedem un pic care e situația la Piatra Neamț.
în spital pentru că ați... Bună dimineața! Bună dimineața, domnul manager! Bine v-am regăsit pe calea telefonului mobil. Mulțumesc, domnul Bălănescu, pentru invitație și telefon. Domnul Filimon, tocmai am vorbit cu domnul Radu Felăstău, directorul DSP Neamț, și îmi spunea că există un decalaj între situația pe care o raportează ei și situația reală din spitale, unde vin bolnavii care s-au infectat acum 10-15 zile, mă rog, nu mă pricep foarte bine. Și că ar fi totuși probleme pe zona bolnavilor grav care ajung în ATI. Care e situația la Piatra Neamț? La Piatra Neamț astăzi avem 163 de bolnavi COVID cu 25 de suspecți și avem în ATI 11 persoane ventilate și 4 neventilate, deci 15 în total. Deci vă apropiați de capacitatea maximă la ATI, nu? Pentru ATI, da. Pentru ATI, da. Și cele 11 ventilate se presupune că sunt într-o stare destul de gravă dacă s-a ajuns la ventilat. Nu, stare gravă dacă sunt ventilat mecanic. Și dintre cei care sunt în spital cu COVID, sunt mulți care au nevoie de oxigen în acest moment? În afară de cei din ATI, vorbim. Nu neapărat, sunt din cei 163, 44 au forme grave. Deci aceia ar avea nevoie de oxigen. Restul au forme ușoare sau medii. Bun, deci așa lucrurile nu arată extraordinar de bine văzute din perspectiva aceasta, nu? Zic eu că suntem pe un trend descendent, ținând cont de numerele pe care le-am văzut în ultima săptămână. Și vreau să vă spun că avem totuși și 228 de pacienți non-COVID în spital. Deci, în total, avem 416 astăzi. Da. 416 pacienți la o capacitate de vreo 600 ceva de patru, nu? Parcă așa țin minte. 416 la 883, dar nu uitați că avem niște suspecți care ocupă saloane întregi. Corect. Deci cei 25 de pacienți de suspecți practic ocupă 25 de saloane. Ce secții sunt în acest moment blocate de COVID sau ce secții ați deblocat dacă a scăzut numărul? Blocate sunt doar pe partea de ortopedie, infecțioase, și fiecare secție are câte o zonă de COVID, aproape fiecare secție. Deci nu avem secții mari blocate pe COVID. Înțeles. Deci aveți o problemă probabil reală cu circuitele în momentul acesta, din cauza acestor secții speciale. Da. După cum bine știți, circuitele la Piatra Neamț nu au fost niciodată perfecte, dar cred că le-am optimizat. Domnul Filimon, la Piatra Neamț și în județul Neamț, nu numai în spital, circuitele n-au fost perfecte. Așa că suntem obișnuiți cu lucrul acesta. Ce noutăți aveți la nivelul spitalului apropo de partea de dotări, lucrări? Au început lucrările la partea de proiect privind oncologia? Care e situația? În spital acum renovăm secția de psihiatrie, de sus până jos. Deci e un proiect mai mare. Înțeleg că renovarea merge mână în mână cu concursul pentru un nou șef de secție, nu? A fost început înainte de concursul de șef de secție renovare. A fost început anul trecut în noiembrie. Da. Și sperăm să o finalizăm până în martie. Apoi mai avem diverse mici proiecte, de exemplu la infecțioase vom renova niște rezerve cu tot cu oxigen printr-o donație a unei ONG local. Apoi vom lucra și vom începe niște lucrări la laborator unde vom aduce un echipament de jumătate de milion de euro și vor fi reamenajate niște spații acolo. Deci încetul cu încetul și proiectul, cât putem. Proiectul de la oncologie, cum mai stați? Că trebuie să găsiți soluții cu bolnavii.
soluția am găsit-o. Deocamdată suntem în stand-by cu oncologia. Așteptăm să vedem dacă se ridică starea de alertă sau nu, sau ce pași vor fi în viitor. Dar suntem în stand-by. Bine, vă mulțumesc tare mult pentru... Vă dorim succes la concursul pentru selecție, pentru selectarea unei secretare sau de ce nu a mai multor. Încercăm a patra oară, nu ne lăsăm. Da, deci a treia oară se spune că e cu noroc, a patra oară sigur, e cu succes. Mulțumesc. Vă dorim succes. Și data viitoare când vom avea concurs o știre despre... Nu, dar venim și facem, când aveți secretară, facem din biroul secretariatului emisiunea. Bine, vă dorim cele bune, numai bine. Numai bine, zi bună. Deci, după cum vedeți, de trei ori s-a dat concurs pentru postul de secretară la Spitalul Județean de Urgență și nu au reușit să selecteze pe nimeni. Acum râdem, glumim, dar să știți că acolo nu e o muncă deloc ușoară. Gândiți-vă câți angajați sunt la spital, câte hârtii trec prin... zona respectivă și trebuie înregistrate, trebuie selectate, mă rog. E destul de greu, plus că trebuie să mai și scrii, trebuie să faci lucruri, trebuie să fii o persoană pregătită. Da, după trei concursuri să nu găsești o secretară, deja începem să ne punem întrebări cu privire la greutatea de a da concurs la Spitalul Județean de Urgență sau totul putem să-l punem pe... partea de timiditate a candidaților, că au fost și băieți, am înțeles, neobișnuit să dea concursuri în Consiliul Județean Neamț. Îi liniștim noi, în Consiliul Județean Neamț nu sunt probleme cu concursurile. De obicei, ele se termină așa cum se stabilește de la început, adică respectând legea. Și candidații, evident, nu numai legea. Da. Deci cam asta e situația la nivelul sănătății din Neamț, că lucrurile stau la fel și la Roman și la Târgu Neamț. E clar că acesta este trendul. Haideți să vedem un pic dacă avem probleme în învățământ cu privire la oameni bolnavi, clase online, etc. Dacă... Da, bună dimineața. Bună dimineața, domnul general. Bună dimineața, vă ascult. Domnul Mihai Obreja, generalul învățământului din Neamț. Domnul Obreja, care e situația din punctul de vedere al COVID-ului în școlile din Neamț în acest moment? Au mai scăzut cazurile, a scăzut numărul de clase care învață în online? Care e situația? Suntem deci pe un trend descrescător. La sfârșitul săptămânii trecute au fost confirmate pozitiv la testul de salivă 61 de cazuri, iar din cele 61 confirmate PCR 50, deci un număr destul de mare, iar infirmate 7, la 4 nu s-a primit încă răspunsul. Dar oricum este mult mai mic față de săptămânile anterioare. Elevi infectați COVID, 106, deci diferența apare și din faptul că unii nu s-au testat cu salivă, au mers direct și s-au testat PCR. La personal, 43 de cazuri, deci tot în scădere. Noi am avut cifre mari, la elevi am avut și 400, la personal 100 și 200. Iar... număr de clase cu activitate suspendată, 10. Deci nu avem nicio școală închisă, în sensul că nu s-au întâlnit acea condiție de 50% din numărul de clase să aibă activitatea suspendată. Acolo trebuie hotărâre de Comitet Județean pentru situații de urgență. Am înțeles. La vaccinare, dacă mai interesează subiectul acesta... Păi asta vreau să întreb și eu, mai interesează subiectul? E trecut, într-adevăr, un pic în plan secund, pentru că nici nu mai reprezint la momentul acesta un criteriu în ceea ce privește derularea, desfășurarea activităților didactice. La personalul didactic, mai bine de jumătate, deci ne-am depășit de mult 60%, dar staționăm. La didactică auxiliar, la fel,
peste 60% și la nedidactic din 1454 tot peste 60%. Se pare că cine a dorit să se vaccineze s-a vaccinat. De acum suntem practic undeva unde putem contoriza, deci pe cei care practic nu doresc să se vaccineze. Am înțeles. Deci încet încet ar putea reveni la normă. Da. Apropo de revenire, ar fi semnale că ușor ușor se reduce numărul celor infectați, este foarte bine pentru că urmează o perioadă destul de plină, densă. Deci vor fi simulările la examenele naționale, vor fi olimpiade după aceea în aprilie și știm că acolo e trecut în ordine că se pot desfășura și online, dar un concurs cred că cel mai bine se desfășoară față în față. Am înțeles. Apropo de revenirea la normal, mă uitam aseară pe niște știri și nu venea să cred. Am văzut un ministru al învățământului care dădea semne că revine la normal, nu el, ci sistemul. Mă scuzați, deci sistemul, am exprimat greșit. Că spunea domnul ministru ceva de genul, cred că vom renunța la semestre, vom încerca să revenim la trimestre, pentru că de când s-a trecut la semestre în 98, calitatea învățământului a scăzut. Eu aici am o dilemă. Da. Dilema 1. Eu tot am aflat că nu a scăzut calitatea învățământului, că tot a crescut. Da, acum dacă o spune domn ministrul, cred. 2. Chestia cu semestrele și cu trimestrele. Nu pot decât să-l cred pe domn ministru că așa este, că probabil că are date mai multe. Dar nu vi se pare că ne cam jucăm așa cu structurile astea de an școlar? Bine, aici a trecut deja o perioadă, deci din 98 până în 2022 avem ceva ani, da? Avem și câteva generații bune și de câteva promoții, da. Și putem spune și generații, da. Sociologic, să zicem, da. 10 ani, da. O generație. Dacă mă întrebați pe mine, atunci când s-a trecut la semestre, a existat, să zicem, un entuziasm, să ne aliniem ușor. Ne amintim că a făcut parte acest subiect din reforma Marga, cred. Da, da. Să nu mă înșel. Deci am avut atunci reforma Marga, reforma Miclea, reforma Andronescu. Organizarea învățământului anului școlar pe semestre, atunci s-a introdus și curriculum la decizia școlii. Mai multe lucruri prin care se dorea într-un fel și o autonomie a unităților școlare. Se vorbea de principiul acela al subsidiarității, dacă ne amintim. Dacă mă întrebați acum pe mine, după o experiență de atâția ani cu privire la organizarea aceasta pe semestre, are niște puncte vulnerabile, să zicem. Și ele privesc, în primul rând, partea de evaluare. Dar chiar și partea aceasta pe care o numim noi clasic, așa, de predare-învățare. Asta e sintagma utilizată și astăzi în învățământ, predare-învățare, nu mai spunem achiziții de priceperi, de prinderi, competențe, rezultate. Dar nu mai există competențe de prinderi. Pentru că la evaluare, evaluarea prin note, deci finalizată în acordarea de note, în organizarea aceasta pe semestre, se pare că n-a condus la cele mai bune rezultate. Pentru că îi pui o notă, de exemplu, să zicem că suntem acum în semestrul al doilea, o notă în februarie și a doua notă o primește copilul, să zicem, tocmai în aprilie sau chiar mai. O perioadă între în care nu știu câte lucruri se mai întâmplă. Acesta ar fi un punct, să spunem, nevralgic, cel care ține de evaluare, de evaluarea prin note, deocamdată. Cred că împărțirea aceasta pe semestri obliga și asigura în același timp posibilitatea de a fi mai aproape de elev, fiind presat un pic și de timp, să zicem. Pentru că o spun și am constatat lucrul acesta,
având mai multe săptămâni semestru și profesorii. Predau o temă, două, trei, după aceea fac o evaluare. Nu știu cât de relevantă este și nu mai luam în discuții cei doi ani de pandemie, în care, într-adevăr, notele s-au acordat cu mai multă ușurință, așa cred eu, ceea ce face că în acest moment să avem, de exemplu, copii de 9 și 10, cred că peste 50%. Am în față o situație... Păi, dar atunci se contrazice domnul ministru, că n-a scăzut calitatea învățământului, a crescut, dacă avem elevi de 90 de 10. Păi nu, tocmai asta a spus și dumnealui. În spatele acestor date, o competiție pe note susținută și de părinți a dus de servicii procesului de educație. Asta este și convingerea mea. Adică s-au dat notele prea ușor. Ne amintim că după 98 s-a mai întâmplat ceva și cu admiterile la facultate. Când s-au făcut pe baza mediei de bacalaureat. La unele centre universitare, chiar numai pe media de la bacalaureat. Și atunci toate lucrurile acestea conjugate, eu cred că au afectat calitatea învățământului. Da. Și efectele unor măsuri luate atunci, poate au fost gândite bine, dar nu știu în ce măsură au fost și urmărite, aplicate și cu feedback-ul necesar pentru a induce anumite corecții pe traseu, efectele le culegem exact cum se spune și în teorie, cam după 20 de ani. Mă rog. În educație nu o să avem efecte imediat, deci măsurabile. Ele apar în timp, iar astăzi le avem în România, lipsă de forță de muncă, de forță de muncă calificată. Da, știți ce părere, ce problemă, ce cred eu? Și oricum vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Apropo de chestia asta, știți, după 20 de ani a fost scris de Alexandre Dumas și un roman pe care nu prea se mai citește de către elevi acum, pentru că nu e cu supereroi care să aibă superputeri. E cu niște franțuși, oameni vii care, mă rog, se distrau și ei cum puteau în vremea aceea. Cred că pentru o nouă reformă a învățământului am avea nevoie de un alt francez, Jules Verne, care a fost un tip cu o mare imaginație și care a prevăzut viitorul. Eu, dacă aș putea să-l clonez pe Jules Verne, l-aș pune ministrul învățământului și aș da și competențe de Ministerul Sănătății și încă câteva ministere, economiei, și mai găsim vreo două, trei, pentru că în momentul acela, sigur, am fi cu un pas înainte în fața celorlalte țări din punctul ăsta de vedere. Sau, cum spunea cineva, să facem un singur minister care să cuprindă geologia, geografia, geometria și să-l punem șef de, să-l punem ministru pe Geo Bogza. Și atunci rezolvăm toate reformele din România foarte simplu. Bine, întoarcerea la trimestri va fi, în mod sigur, dublată, triplată, vor fi și alte măsuri. Și părerea mea că măsura aceasta care se referă la standardizarea evaluării trebuie gândită, concepută de specialiști și chiar aplicată imediat, pentru că vedem ce se întâmplă și la examenele naționale, asta e realitatea. E greu de crezut cu o teză, de exemplu, de matematică să fie notată cu 5 și după aceea să vină de la contestații cu 9. Aici, da, aici este o problemă. Sunt carențe mari și atunci obligatoriu o evaluare standardizată și dacă se va putea în timp și digitalizată, cum există și prin alte țări din Europa, atunci și poate să crească, să spunem, gradul de obiectivitate. Pentru că total nu se poate, că sunt discipline la care componenta aceasta subiectivă e prezentă prin creativitate, inventivitate, da? Care diferă de la un copil la altul. Da, vă mulțumesc pentru intervenție și poate o să facem o dezbatere cu privire la semestre și trimestre cu câțiva dintre oamenii care ar putea să-și spună o părere
cu privire la așa ceva, chiar și online, dacă nu o să apucăm să facem o dezbatere în studio, că poate s-o termina odată și cu toate restricțiile astea. Vă doresc cele bune, mulțumesc frumos! Mulțumim, numai bine, sănătate! Sănătate! Ați văzut, se duce pandemia, revin trimestre în învățământ, domnul Câmpeanu probabil că a dormit un pic mai agitat și a visat ceva noaptea, s-a trezit și a zis: aici este problema, problema este la structura anului școlar. Dom'le, nu mai facem semestre, facem trimestre. Și de aici se rezolvă și problemele de aglomerare și problemele de conținut ale manualelor. Se rezolvă tot. Se rezolvă și modul în care se dă bacalaureatul sau celelalte examene. Deci, totul este să ai la îndemână niște miniștri care din când în când să aibă câte un somn agitat. Vă dați seama cum doarme seara, de exemplu, domnul de la energie și zice așa: vai, câte probleme! Zice, soața mea are 8 benzinării și cum să fac eu să împac binele țării cu binele meu propriu? Că dacă crește prețul la benzinărie, e bine pentru soață. Și o fost și ziua îndrăgostiților, vine o martie, na, mai scapă și ministrul de cheltuieli. Dar cum să fac eu pentru binele țării? Și doarme. Se trezește dimineața, zice: bun, nu putem să oprim liberalizarea prețurilor. Nu are rost, noi suntem o societate democrată, suntem o societate capitalistă, care încurajăm inițiativa privată. Așa că descurcați-vă, români. Descurcați-vă. Ne oprim aici. Cele bune, sănătate, să fiți iubiți și să aveți facturi cât mai mici.